Există viață și în comunele de județul Bacău, în mediul rural. Eu zic că nu trebuie trecută cu vederea o zi și niște cifre. Acum 3 ani, în sala mică, îmi pare rău că nu facem acolo, dar mi-ar fi fost greu să deplasez toată această armată de ziariști și vă mulțumesc pentru interesul manifestat. A fost o acțiune de protest a unor cetățeni din Filipeni legat de calitatea drumului județean. Un lucru asumat de Consiliul Județean, dar o lucrare de aproape 5-6 milioane de euro pe care bugetul Consiliului Județean nu putea suporta. Astăzi au semnat, se semnează, nu mai contează, e o formalitate, se semnează contractul de execuție pe Programul Național de Dezvoltare între Consiliul Județean Bacău și firma, o asociere de firme cu lider de asociație Bertoni. Nu spune nimic, dar care au 3 luni să facă proiectarea acestui drum și încă 2 ani să facă execuția acestui drum. Da, exact. Deci, în cel mai rău caz, în mai 2020, în mai 2019 ar trebui să înceapă lucrările, deci în plină vară, primăvară, vară, și în mai 2021 să se finalizeze. Eu trag speranța că se va finaliza mai repede, că nu e un relief deosebit acolo. Pe de altă parte, trebuie spus și că omul sfințește locul, doamna primar, o cunoașteți, și care știți istoricul la Filipeni, exista un primar ban, nu știu, 12 ani, 16 ani, nu știu cât am fost primar. El a fost celebru cu un WC-ul de contat de vreo 200.000 de euro. WC-ul fără canalizare, fără 8 miliarde de lei la vremea respectivă, care n-a făcut cam nimic pentru comunitatea respectivă. Doamna primar are astăzi în implementare, în contractare, în licitație, proiecte pe PNDL și pe AFIR de aproape alte 5 milioane de euro. Și vi le poate detalia dacă există interes pe acest subiect. Deci în următorii 2-3 ani există indicii clare, există probe temeinice că vor fi investiții în infrastructură, în special cea de drumuri, de 10 milioane de euro, grație PNDL-ului, în primul rând, și apoi AFIR-ului. Trebuie menționat că toate aceste investiții nu puteau fi, nici bugetul Consiliului Județean nu putea duce așa ceva, nici bugetul Consiliului Local Filipeni. Este o schimbare totală de paradigmă, dacă pot să spun așa, la Filipeni. E o comunitate mică. 3.000, 4.000 de locuitori, nu? E o comunitate și... Dar care a dat oameni de seamă Bacăului și în următorii ani, practic, încep să curgă veștile bune pentru cetățenii de Filipeni, care au fost până acum, hai să spunem, victimele unei politici destul de comunicare destul de bine dusă de primarul Banu, care a stat 16 ani și n-a făcut nimic. Un singur regret am, că nu poate fi și astăzi prezent aici fostul vicepreședinte al CJ, domnul Floroiu, este deputat, are vot final astăzi. A fost unul din susținătorii acestui proiect, a fost lângă mine la acea acțiune de protest a oamenilor, care nu a fost ușoară, ca și cea de la Zemeș, care vă amintiți. Am trecut prin momente complicate, dar eu zic că e important când încep asemenea investiții să explicăm de ce și să le explicăm clar dimensiunea lor. 10 milioane de euro în următorii 2 ani în Filipeni, cu preponderență prin PNDL. Cred că e o veste bună pentru oameni. Doamna primar, nu știu dacă aveți experiența, presa vrea repede și cât mai esențial. După care, dacă sunt întrebări, cu mențiunea că pe domnul județene vor mai fi vești bune. Cât de repede? Țin în primul rând să mulțumesc Consiliului Județean Bacău, care, așa cum ne-a promis din 2016, este un obiectiv dus la îndeplinire. Pentru Comuna Filipeni, realizarea drumului județean 241B a fost și este prioritatea numărul 0. Este principala cale de acces și cred că este singurul sat de reședință din județul Bacău care la data prezentei nu are încă drumul asfaltat. Realizarea acestui obiectiv major pentru Comuna Filipeni este un pas important pentru toți locuitorii. Cred că de aici va duce și la o dezvoltare în cascadă, respectiv și chiar repopularea satelor componente ale comunei. Țin să vă mulțumesc încă o dată, dar totodată este o confirmare că ceea ce s-a promis se poate pune și în practică. Mulțumesc, doamne primar.
primarul de Cambrăz, de 2016 venită la primăria Filipen și eu zic că schimbare binevenită. O mențiune, acest drum județean niciodată n-a putut să puncteze decisiv pe fonduri europene, întrucât el nu se prindea în drumul național. Este încadrat de alte două drumuri județene. Și întotdeauna când se făcea punctaj pe fonduri europene, era dezavantajat. Asta, apropo. Iar bugetul Consiliului Județean e complicat să ducă 5 milioane de euro. Sau a fost complicat până în 2016. De acum depindem doar de buna credință a constructorului și capacitatea constructorului sau a asocierii de a finaliza proiectarea în 3 luni și execuția în 2 ani. E corect ce spun? Exact, da. 3 luni proiectarea și 27 de luni execuția. 24. 27 cu totul. 24 plus 3 egal 27. Da, contractul pe 27. Da. Întrebări. Deci dacă domnul consilier Mihailă, care spunea că e mea culpa în 2016, acum spune și noi. Mulțumim PNL. Da. Mai trebuie recunoscute și evidențele. Că așa, dacă plecăm pe fentele unor politicieni avizi de popularitate în prag de alegeri locale, nu e chiar în regulă. Am văzut că e cel mai activ dânsul, da? Ar fi bine să recunoască niște evidențe. Că satul Băcăoan chiar s-a schimbat la față în ultimii 4-5 ani. Din 2014, investițiile în satul Băcăoan, în satul românesc, au fost semnificative. Și o spun și ca unul care eram prin 2004 președinte CJ și știu cum arătau ulițele și drumurile județene în județul Bacău. Mai sunt drumuri de asfaltat și județene și comunale, dar pas cu pas, eu cred că anul acesta, ce nu s-a făcut în anii precedenți, Consiliul Județean va face, va recupera. Mai sunt drumuri județene în evaluare, mai sunt în licitație, e și acel drum pe POR, pe fonduri europene. Sunt câteva licitații importante. Am înțeles că vin vești bune și de la decolmatare, dar asta e alt subiect. Decolmatarea lacului de la insula de Agrement. Dacă nu sunt întrebări... N-are 15 km. 5.300.000 de euro. Știu bine ce e acel drum. Am mers la tot. Dependent de 2 este un proiect început? Da, foarte mult. Și pe drumuri, și la comune. Păi am prezentat statistica la sfârșitul anului. Nu știu, pe din afară n-am prezentat o comună cu comună, dar sunt foarte multe OAT-uri unde PNDL s-au și terminat PNDL 2. Pe drumuri. Cu siguranță sunt. Păi și rezerva de apă a Bacăului e pe PNDL și au început lucrările. Poftim? Au început lucrările de proiectare, de proiectare cu execuție. Dar sunt obiective în implementare pe PNDL 2. N-am acum statistica. Ar trebui să fac apel la ce am prezentat în decembrie 2018 în ședința ICJ. Am făcut o cuantificare a proiectelor pe PNDL 2. Gradul de implementare e mai mic decât PNDL 1. PNDL 1 e undeva pe la 80%. PNDL 2 e la început. Dar sunt proiecte, cred că și finalizate și recepționate. Depindem foarte mult, acum problema finanțării n-a mai fost pe PNDL, depinde foarte mult de calitatea constructorilor și capacitatea lor. De asta, fiind mai nou, asocierea de firme fiind mai nou venit în județul Bacău... Nu, e prima lucrare care e. E prima lucrare în județul Bacău. Nu suntem nici pesimiști, nici optimiști. Privim cu încredere și sper să îl predea cât mai repede. Asta este. Discutăm la final. Acum sper să nu vină domnul Scripă sau domnul Berca din istorie să ne certe că nu au luat firme din Bacău lucrarea. Cred că nu se întâmplă. Sau domnul Bană, fratele domnului Bană de la Filipen, vine să ne certe acum că nu e firmă din Bacău. Asta e și din licitație, asta este. Când e firmă din Bacău, nu-i bine. Când e firmă din... De unde sunteți? Din Ilfov? Ilfov, da. Ilfov. De ce nu e firmă din Bacău? Asta e achiziție în România. Și noi ne-am dorit să fie cât mai multe din zona Moldovei, sau din zona Bacăului. Și avem constructori, cât mai avem. Dar noi suntem fericiți că centura Bacăului, care va începe în curând, are construcție Bacăuan. Da. Mulțumesc și eu. Mulțumim. Știu că nu e un eveniment important în drumul județean la Filipen, dar vă mulțumesc pentru atenție, chiar sincer. Domnul Vice, rămâneți
Și mi-am lăsat-o în primul biroc. Să-mi ștampi. Să-mi ștampi.